In absenția lucii tenebre vin cunt. Salutare, dragi prieteni! Bine ne-am revăzut la o nouă ediție a Tăunilor, în care încercăm să înțepăm și noi pe aici, pe acolo, în speranța că poate mai trece o rază de lumină care altcumva ne lipsea și să explorăm, să spunem, capacitatea de a dialoga pe cât posibil în contradictoriu, pentru că corul are și o utilitatea lui, dar nu este metoda ideală de explorare. Avem astăzi, pentru prima oară, un invitat, domnul profesor Alexandru Iacob, de la Liceul Petru Areș. Bună ziua, domnule profesor! Bună ziua! Bine v-am găsit! Și o să încercăm să discutăm despre cam ce ne trece prin cap. Nu avem pregătit ceva în mod special, pentru că ideea discuțiilor nu e să epatăm cu cât știm undeva într-o direcție sau în alta. Ideea discuțiilor e să facem schimb de perspective între noi și perspective care să fie pe cât posibil partajate, să reprezintă cât de cât un interes pentru cei doi interlocutori, dar nu atât de distante încât să blocheze capacitatea de dialog, ceea ce se întâmplă, din păcate, foarte, foarte des. De data asta ne-am gândit să începem și cu o glumă, pentru că la cursurile de formatori se învață acolo că e bine să încep cu un captatio benevolente, captarea atenției, captarea bunăvoinței, pentru că altfel audiența tinde să-și vadă de alte lucruri. Nu m-am gândit, nu sunt chiar foarte bun la făcut glume, dar m-am gândit că dacă tot am felicitat data trecută profesorii cu ocazia zilei lor, acum am putea găsi o glumă tematică pe care o aveți afișată aici. Nu e o glumă grozavă, cei care sunt de meserie probabil fac glume mult mai bune de atât. Eu ca inginer, da, cumva am probabil găsesc, nu știu, poate ar spune unui cinic, o oarecare gâdilătură când observ că ceva foarte acceptat nu e chiar ce se vede și putem vedea că nu prea este din discuțiile din ultimul timp, apropo de unde sunt alocate bursele de merit pentru elevi care în orice context cât de cât rezonabil ar putea fi considerați practic analfabeți. Și asta în condițiile în care există o masivă inflație a notelor, pentru că este o aglomerație în partea de sus a clasamentului în care departajarea se face la sutimi după 10. Deci nu mai există de mult o curbă gaussiană, să spunem, în care se există o distribuție care se separe destul de clar elevii merituoși și capabili de cei care merg și așa din punctul de vedere, ceea ce nu e neapărat ceva rău, fiindcă veni vorba. Avem o mare problemă când râdem de merge și așa. Merge și așa este o chestiune, de fapt, importantă. Pe ea se duce întreaga societate până la urmă. Pentru că ce contează nu sunt atât vârfurile, care nu pot face mare lucru de unele singure. Ce contează este media. Deci o școală bună ridică media tuturor celor care trec prin ea și pe cât posibil, sigur, încearcă să ajute și pe cei care au capabilități deosebite. Dar fără să piardă din vedere obiectivul principal. Să avem în general, cât mai mulți un nivel aproximativ apropiat de înțelegere a lumii, încât să putem avea discuții cu sens, nu să vorbească cineva la pereți, cum din păcate se întâmplă foarte des, și ajungem mai mult să răcnim, fiecare și răcnește propria părere, în loc să încercăm să înțelegem ce încearcă să transmită interlocutorul, care poate are o idee bună, dar poate înțelege ceva greșit și el. Nimeni nu este atot cunoscător, nu avem asemenea atribute. Și în felul ăsta putem învăța atât cel care spune ceva, cât și cel care ascultă și care poate răspunde cumva, să aducă informații care cel care vorbea pur și simplu nu s-a gândit la ele. E o chestiune tipică pentru ingineri în care văd totul foarte tehnic și încerc să spună că ceva trebuie făcut așa, că așa nu iese nouă din schemă. Și nu înțeleg deloc pe cei din domeniul umanist care spun că totuși nu merge așa, pentru că oamenii nu sunt roboței, nu sunt mașini care le bagi în priză și fac ce au fost programate. Trebuie să creezi motivații. Astea sunt uneori
dificile și deseori trebuie să voie pe ocolite, să bați șaua să priceapă iapa. Nu poți să te fixezi doar pe ce este tehnic strict, riguros, exact și precis, cum sunt învățați inginerii care de obicei lucrează cu sârmulițele lor și înțeleg schemele care le fac până când le fac să funcționeze. Și reciproc, cei din domeniul umanist nu înțeleg că e nevoie totuși să avem măcar o idee despre cum funcționează de fapt lucrurile, chiar atunci când este nevoie de oameni. Pentru că oamenii au destule caracteristici destul de apropiate de componente. Sunt aproape reproductibili, de aceea există și o meserie de psiholog care încearcă să înțeleagă starea psihică a unui om și să-l ghideze cumva într-o stare psihică mai utilă pentru ceva. Întrebare pentru ce? Iarăși, aici e o discuție foarte importantă care ar trebui să o avem ca societate câtă vreme încercăm să găsim un obiectiv comun care o să agrege resursele tuturor. Și care nu se face. Deseori, mulți în domeniul umanist exploatează faptul că ei știu foarte bine ceea ce este în general considerat un domeniu negru în filozofie, și anume sofismul. Ei știu să manevreze, să potrivească sofisme foarte convingătoare și prin care se ridică pe ei deasupra și o imagine sau un interes pe care l-au eventual la un moment dat și pierd din vedere sensul mai larg al activităților respective, care depinde până la urmă de cum interacționează toate subsistemele care sunt în jurul nostru și unde iarăși, iată, este nevoie de o privire, de o perspectivă sistemică, adică exact meseria inginerilor. Scuze că am ținut așa de mult microfonul. Să invităm pe invitatul nostru, domnul profesor Iacob, să ne spună ce părere are dumnealui. Mă gândeam la gluma cu care am început, nu știu dacă au preceptat-o ca glumă toți cei care vor viziona, care vizionează această masă semirotundă, să zicem, această conversație între noi. Și m-aș poziționa ca avocat al diavolului la chestiunea cu bursele de merit. Probabil trimiterea ați făcut-o la știrea de zilele trecute cu un elev care ar fi luat cu media 1,97. În anul anterior ar fi primit bursă pentru că se încadra în primii 30% din clasa lui. Pentru că ele sunt calculate pe nivel de clase, de colectiv de elevi. Și sigur, la prima vedere pare șocant și negativ să nu existe niciun barem, pentru că zicem în același timp, sunt elevi la alte școli bune, cum e cazul la liceul la care predau, la Colegiul Național Petru Raj, păi elevi care au note de medii de 9, cum ați zis, aglomerații la vârf acolo, medii mari, 8, 9 și așa mai departe și nu prind bursă pentru că nu sunt 30%. Sunt clase în care 30% înseamnă de la media 9,70 în sus. Și cineva cu media 9,68 nu mai prinde bursă. Dar încerc să mă gândesc dacă totuși chestiunea asta de a da burse chiar până la medii foarte, foarte joase n-ar putea crea în timp. Eu lansez o idee acum, nu știu, n-am studii, n-am... Asta ca să nu cad în capcana gândirii prea rigide. N-ar putea să creeze în timp o emulație în anul viitor să vadă colegii de clasă sau cei de la clase paralele din școala unde a luat respectivul cu media pe 1,97, nici n-am verificat știrea să văd dacă e reală, bănuiesc că da. Și să-și pună problema, măi, dacă a putut cu tare să ia 450 de lei pe lună sau cât e bursa asta de merit sau 300, nu le mai știu valoarea, deși ca diriginte am avut de-a face, dar n-am reținut toate detaliile astea tehnice. Hai să încerc și eu, poate că dacă scot media 5 anul viitor sau semestrul viitor, mă aleg și eu cu bursă. Repet, e poziția de avocat al diavolului, pentru că altfel eu nu sunt mare fan al reformei în educație, mai ales din ultimii ani, ceea ce se numește România Educată, și aici cred că este sarcasmul subtil din imaginea pe care am văzut-o sau așa percep eu că acolo ar fi gluma. Nu avem de-a face cu o România educată, ba dimpotrivă. E un punct de vedere. Încerc doar să stârnesc o discuție aici. Da, sigur că m-ar deranja ca elev sau ca părinte, chiar ca profesor, să
văd șocul ăsta, am copii în clasă cu media 9,44, vorbesc chiar de caz real acum, care n-au prins bursă de merit, și la alt liceu, la altă școală din țara asta, copiii cu medii 1, 2, 3, 5, 7 iau bursă de merit. Și zici, mare nedreptate, strigătoare la cer. Dar poate că în planul motivației pe termen lung, al posibilei emulații care ar putea să apară, văzând treaba asta, poate că ar putea da niște rezultate. Până la urmă, putem să privim chestiunea asta nouă a burselor, după noua metodologie, pentru că s-au dat burse și până acum, dar erau altfel gândite, ca un experiment, ca un pilot, experiment pilot. Hai să vedem ce iese din asta. Într-un an, doi. Se ridică interesul copilașilor pentru învățătură? Stimulează cumva? E un impuls acolo? Da, dar totuși nu vorbim de ceva descoperit acum în vid. Ne-am trezit noi acum cu școlile pe cap și ne hotărâm cum să facem. Există o mulțime de studii făcute întreaga lume despre cum funcționează educația. Și nu rețin să fi văzut prezentat măcar, că nu e treaba noastră, căutăm, acelor care propun ceva să caute o cale, să explice de ce crede ei că ar funcționa. Și fiindcă veni vorba, nici măcar nu e greu. Dacă vreți, o fac și eu pe avocatul diavolului și pot să spun de ce ar fi o idee care abia șanse să funcționeze tocmai prin sentimentul de nedreptățire a celor din școlile bune. Aceștia pot fi interesați dacă sunt în situații precare economice și au nevoie de acele sume sau de imaginea de bursier, și asta nu cred că e cazul, pentru că imaginea de elev la un colegiu de elită depășește orice altceva ar putea fi oferit pe o sumă de bani acolo. Ar trebui să depășească, dar... Ok. Dacă eventual nu depășește și elevii respectivi simt nevoia să obțină această, să spunem, confirmare. Efortul, e pot foarte simplu să se mute la o școală din acea categorie în care elevii din clasă, dacă 30% sunt la nivelul ăsta, vârful de 30% la nivelul ăsta, vă dați seama că restul elevilor acolo merg degeaba la școală și profesorii care merg acolo merg degeaba la școală și ei pur și simplu sunt bani aruncați pe apa sâmbetei și pentru unii și pentru alții, pentru că acei elevi pur și simplu nu înțeleg ce le spune profesorul. Iar profesorul repetă pur și simplu ca magnetofonul ce îl obligă să facă programa, care e bădută în cuie, să prezea aia, indiferent dacă merge, dacă pricepe cineva sau nu. Adică că ceva este foarte defect în această abordare din punct de vedere sistemic, pentru că pur și simplu când ai resurse puține și nu ne putem plânge că avem prea multe resurse, e important acela să le folosești eficient, să folosești profesorul la să transmită, să spunem, educație către elevi la nivelul lor de înțelegere. Bine, e de înțeles pe undeva de ce profesorii nu sunt foarte bucuroși de abordarea asta, pentru că ar însemna, în loc să predea și ușor la nivel de liceu, facultate, să se coboare la nivel de făcut alfabetizare. Dar această umilință, să spunem, a profesorului respectiv, să spunem, poate fi acceptată în condițiile în care măcar fac ceva, ridică pe cineva, cât de puțin ar fi acolo. Ori asta nu se face, din vari motive. Cum s-ar putea face? S-ar putea face cu ore ajutătoare, adică unde vedem clasa nu face față, mutăm tot un alt fel, sau pur și simplu prin reinventarea repetenției, care pur și simplu nu mai există, că, vă rog, Doamne, stresez copiii. Și în loc să duci copilul la un nivel la care el poate să facă, chiar repetând de 10 ori o clasă, pentru că sunt, din păcate, persoane care au mai puțin aplicare în acest domeniu, ar putea totuși să învețe ceva la un nivel minimal, adică nu învață, știu și eu, integrale și limba latină, ci aritmetică și poate un pic de engleză, care sunt mult mai utile și e chiar ridicol ce dezbateri imense au loc în mediile înalte, cât de importantă este limba latină, care e baza civilizației europene și care ne va așa să învățăm o mulțime de alte limbi, în condițiile în care se pierd pur și simplu acele ore cu copii care nici română nu înțeleg. Acest lucru se întâmplă, știu și eu, și chiar la limba română era de celebră situația în care în minorități naționale nu pricep limba română, merg la limba română ca să-și bifeze acolo și să dă o notă de trecere, ca să nu iese scandal care ceva cu el. Și ne mirăm după aceea de ce nu știu ei limba română, de ce nu putem vorbi în aceeași limbă. Și chestiunea nu este limitată doar la școală și la burse. Putem să ne urcăm o leacă mai sus și să ne uităm la nivelul doctoratelor. Ne vede acum la nivel foarte înalt în stat, mai ales persoane care sunt aproape analfabete, pline de doctorate în spate. Chiar povestea cineva la un moment dat cum a primit doctoratul, că a sunat la ușă cineva, bună ziua, bună ziua, aveți diploma de doctorat aici sau ceva de genul ăsta. Ceea ce este o chestiune, cum să spun, strigătoare la cer, pentru că doctoratele acelea
le semnează totuși niște profesori care, una, că nu au niciun fel de respect pentru situația lor în societate, pentru că în momentul în care realmente te prostituezi sau faci asemenea chestiuni, chiar nu contează motivul, că vrea să mănânce până mai alb. Ok, chiar nu contează, asta o fac și prostituatele. Ele totuși semnează acele doctorate care știu și ei foarte bine că nu înseamnă absolut nimic. Asta se răspunde negativ și asupra imaginii profesorilor, ca corp social, să spunem, pentru că nu mai ai niciun fel de autoritate asupra elevilor și se plâng o mulțime de profesori că nu mai au autoritate în clasă, li se urcă elevii în cap. E oarecum normal, pentru că elevilor nu mai este frică nici măcar de o notă. Cândva poate îl speriai într-un fel, domnule, îi spun notă mică și nu o să mai ai bursă. Acum bursă și eu, dacă ia toată lumea nota mică, acolo e nivelul clasei, asta e situația. Și poate ar trebui să ne uităm mai atent în discuții și să mai ne uităm și la părțile un pic negative, adică multe lucruri sunt promovate ca fiind pozitive, dar au efect contrar. Sunt metode contraproductive. De exemplu, la capitolul doctorate putem vedea ce anume a generat, sau, mă rog, explora ce anume a generat inflația de doctorate, tot într-o recompensă financiară în care cineva, cei care au doctorat, primesc ceva în plus, la salar, la pensie, prin lege. Și atunci doctoratul se face doar de dragul de a avea facea pe talama și a lua niște bani, chiar dacă nu are absolut niciun fel de valoare, pentru că nu înseamnă doctorat. Cred că multe probleme din societatea noastră, inclusiv cele din învățământ, sunt legate de modul greșit sau parșiv, aș zice, în care sunt construite stimulentele. Uitați-vă, s-ar pune întrebare, revin la cazul nostru celebru, bursă cu 1,97, media 1,97, te întreb cum poate lua cineva media 1,97 în școală, ce eforturi, cu ghilimele de rigoare, face o persoană să ia mediile astea foarte mici. Eu vin dintr-o bulă în care se face carte încă. Un liceu de elită, îl știe toată lumea în oraș, în județ. Poate chiar și la nivelul țării. Chiar aveam un clasament ca note la bacalaureat și rezultate la Olimpiade Naționale. Suntem undeva în top 2-3% din liceile României. Dar mai am informații din afara bulei ce-i cu acești copii. Sunt copii care nu prea vin pe la școală. Da. Și atunci primesc, dar întrebarea este, zici, de ce nu-l lasă corigent? Cei din afara sistemului, zic, de ce nu-ți face selecție? Nu vine la școală, nu-și face temele, nu face minimum ăla de 5. De ce îi dai totuși 5? De ce îi dai 6? Pentru că sunt stimulente construite parșiv în legislație, că legea zice, școlile sunt finanțate în funcție de numărul de elevi și atunci interesul profesorilor poate fi, nu zic că este, dar poate fi ghidat așa, într-un mod subtil, spre hai să vă forțăm indirect prin salariu, prin finanțarea unității școlare, să-i țineți în școală. Vă plac, nu vă plac, vă chinuiți cu ei, îi treceți clasa, pentru că altfel dacă îi pierzi pe traseu, la un moment dat o să-ți spună, nu mai aveți elevi destui, se desfințează clase, pentru că există un număr de elevi minim pe clasă, dispar norme de cadre didactice, adică profesorul poate fi prins, repet, nu la școli bune unde e bătaie, da, și vin mulți copii și ai prea mulți poate uneori. Eu sunt dirigent la o clasă cu 34 de elevi. Clasă cu profil de științe ale naturii, cum erau înainte chimie, biologie. Viitor mediciniști în mare parte și sunt mulți elevi care vor asta. Dar avem extrema cealaltă și care s-ar putea să fie majoritară, mi-e teamă statistic la nivelul țării, unde stimulentul ăsta strică treaba. Îl face pe profesor să închidă ochii, elevul nu vine la școală, vine, cum ați zis, nu mai e nicio autoritate, ba de anul trecut, de când s-a schimbat regulamentul cu absențele, nu mai există nici posibilitate de exmatriculare pentru absențe nemotivate. Exista așa ceva, măcar prevăzut în regulament că s-a aplicat, că nu s-a aplicat, altă discuție. Și e construit așa, mă, întrebarea se pune putregaiul ăsta pe care îl avem noi în sistem și nu numai în sistem, că sistemul de învățământ nu e într-un turn de fildă și el acolo izolat singur, restul societății mai funcționează cum funcționează și, Doamne, vezi bine, învățământul e problema. Metastaza, că suntem într-un soi de metastază funcțională, morală, e generalizată, că aia e metastaza, înseamnă, până la urmă asta înseamnă. Și cred că lucrurile vin, inclusiv doctoratele,
astea cu probleme, pentru că sunt convins că sunt și doctorate în România date pe merit, pe bune, pe cercetare, pe aport de noutate făcute la modul serios. De ce? Pentru că băgăm tot felul de stimulente ca să-și rezolve unii probleme de origine, de natură materială, de la baza piramidei nevoilor acolo. Să am bani mulți, să fiu cineva. Am un titlu, sunt barosan, am bani în buzunar. Ei, nu contează cum i-am poate ar trebui să ne uităm mai atent, inclusiv la acea piramidă a lui Maslow, care este băgată peste tot ca fiind ceva extraordinar și care poate fi, nu poate, se poate trece peste ea, trebuie să asiguri întâi niște nivele înainte de te aștepta la altceva. Nu, interpretarea e mai nuanțată, să asiguri nivele într-o anumită, suficient, la un nivel suficient și asta depinde. De asta aveți un nivel de nevoie alimentară, altcineva poate să aibă altceva, are intoleranță la gluten, trebuie să mănânce pâine mai scumpă fără gluten. Și se jonglează acolo. Da. Dar, pe de altă parte, putem vedea persoane, dar chiar și societăți întregi, care pur și simplu nu sunt interesate de a le asigura un nivel nici măcar minimal, ele preferă altceva, preferă deseori chiar acel din vârf, acea împlinire personală. Vedem acum chiar la Hamas și chestii genul ăsta, care oameni preferă să se omoare decât să, mă rog, să accepte ceva care consideră inacceptabil. Da, dar eu văd acolo astfel de persoane sau de tipuri, de tipologii umane, pur și simplu recalibrarea cantitativă, să zic, a nivelurilor inferioare. Adică el se mulțumește cu mai puțină hrană, dar nu cu zero. Asta este ideea. Da, chiar nici măcar nu cere să trăiască. Se duce, se aruncă în aer și consideră... La un moment dat, dar până atunci trebuie să trăiască și ca să trăiască trebuie să mănânce măcar din când în când. Nu se poate cu zero energie. Da, dar și folosind și această aspirație spre autoactualizare, cred că se numește acel nivel din vârf, reușesc să agrege putere cu care să-și obțină acele și o minime necesități, pur și simplu prin furt sau tâlhărie. Da, da. Bun. Calea prin care îți împlinești nevoile, căile prin care ne împlinim nevoile sunt diferite. Și de aici au o discuție, ca să, dacă tot am vorbit de Hamas, în ce măsură nu cumva efortul de a ajuta societatea de acolo să aibă un trai cât de cât rezonabil în condițiile foarte triste date, și Europa cel puțin depune foarte mare efortul să facă treaba asta, întrebarea este dacă măcar aceste eforturi au atașată o capacitate, măcar o încercare de a deplasa punctele de vedere. Niște filtre, niște condiționalități. Poate nu neapărat condiționalități, că asta observam. Oamenii nu sunt roboței. Ei nu fac o sesiune, dacă nu faci cu tare, îți iau gâtul. Ba chiar s-ar putea întâmpla să meargă chiar pe dos. Dacă la mine îți iei gâtul să-i faci ceva, s-ar putea să-l întărești în părerea lui, dar să face în ciudă, de a te ridica. Dom'le, eu nu sunt un roboțel, eu sunt om. Oamenii nu sunt roboței, dar cred că pe o axă, ca să vedem nuanțe, nu să vedem doar capetele axei robot și om, cred că unii oameni sunt mai apropiați de un capăt al axei, alții mai puțin. Adică unii răspund mai rapid, mai ușor la condiționalități și avem în societatea noastră oameni care răspund la restricții sau la amenințări chiar și violate sau la șantaj foarte ușor și se pliază pe nevoile unui șef abuziv, să zic. Exact. Și avem oameni care, chiar dacă singuri, dar vin tot la învățământ, că zicem că am pornit cu asta, să rămânem cumva în tema asta, poți să ai o cancelarie și sunt, din păcate, cunosc cazuri concrete, nu e la mine, la liceu, ca să fie clar, să nu creadă cineva că vin de acolo cu problematica asta, cancelarii în școli mai mici, mai degrabă, unde lumea defilează sau dansează pe melodia pusă de director. Se creează în jurul directorului o grupare, să zicem, gașcă, dacă intențiile nu sunt cele mai cinstite întotdeauna, că uneori se pot crea grupări pozitive în jurul unui director, vrea să facă proiecte, vrea să ridice școala și ăla e un lucru minunat. Și după aia restul se pliază, restul defilează în ritmul dat de grupare respectivă. Și ai câte unul care e gică contra, poate fi gică contra
bun, că se opune unor ilegalități, poate fi Gică contra prost, că nimic din ce face echipa de conducere nu-i bun. Avem ambele posibilități. Și de asta spun, sunt gradualități de roboții, de oameni care evident, răspund ușor. O întrebare bună ar fi ce anume determină plasarea pe acea axă. E ceva natural, vine de la sine într-un fel sau depinde de multe alte influențe la rândul lor? Pentru că dacă acceptăm ideea că sunt totuși un fel de roboții, sigur, foarte complicați, înseamnă că sunt totuși influențe, nu pot să funcționeze complet diferit și rupt de lumea reală. Deși aici este o discuție întreagă în ce măsură există ce se numește liber arbitru, care îi spune că tot ce decizi este cumva ceva care este complet rupt de realitate și care este determinat strict de propria ta perspectivă. Nu prea e credibilă, pentru că câte teste s-au făcut și câte analize se fac, se observă că totuși există influențe într-un sens sau în celălalt, care influențe la rândul lor pot fi împinse cu, să spunem, diverse tipuri de împingeri, de puseie, de motivații, care pot fi unele pozitive, altele pot fi negative. Stimulente, cum se cheamă în engleză, nudge, impulsuri, bobărnace, ghionturi. Da. Mi-aduc aminte, apropo de întrebarea asta, ce face pe unii oameni să fie mai supuși, mai obedienți, mai să se plieze mai ușor pe alții. În facultate învățam la cursul de psihologie a copilului, cred că era discuția asta, cum se formează personalitatea omului, cum ajungem să fim ceea ce suntem, comportament, atitudine. Și era foarte clară teoria și mi-am cam însușit-o și nu prea am găsit dovezi care să contrazică chestiunea asta. Era împărțit în două elemente, în trei elemente, era ereditatea, biologia cu care ne naștem, era mediu, toți factorii de mediu, anturajul din copilărie, familia, țara, locul și educația, cumva separată. Sau și mai simplu, varianta anglo-saxon, anglo-americană, nature and nurture, adică ceea ce ține de partea naturală, de biologia noastră, de ce suntem prin naștere, că ne naștem atâta de înalți, atâta de cu creierul de un anumit volum și o anumită capacitate și așa mai departe. Și nurture, tot ceea ce vine din afară de la momentul concepției, să zicem, pentru că există un nurture și în pântecul mamei. Da, să nu are loc doar după venirea pe lume, influența asta agregată a mediului. Toate lucrurile care vin din mediu, ce am mâncat, dar nu toate cu aceeași importanță. Și cred că răspunsul la întrebarea pe care ați pus-o adineauri, ce îi face pe unii oameni să fie mai obedienți, e istoria lor de viață personală. Temperamentul cu care s-au născut, psihologia spune că temperamentul ăla e din fabricație, nu-l modifici. Pe care grefezi? Ce vine după aia din ce pățești tu? Părinții cum te-au crescut, cu ce te-au bătut la cap, traumele, recompensele, toate. Prietenii cu care te-ai jucat în copilărie și de la care cine știe ce idei ți-au intrat în cap, poate nici nu le conștientizezi. Școala, dacă ai trecut printr-o școală, școlile prin care ai trecut, cum te-au marcat, cum te-au împins, cum te-au înghiontit, sau cine știe ce informații aleatoare, nu știu, te-ai uitat toate la o emisiune TV și ți-a plăcut ce a zis nu știu cine sau ce model ai văzut de poate un semidoctor, un analfabet care abia bâlbâia ceva, dar era foarte, a avut succes extraordinar în viață. Și zici, bă, se poate și ca ăla, nu-mi trebuie atâta școală, gata, îmi fac o afacere. Foarte bine, e și aia o cale către succes până la urmă, nu? Și avem un răspuns. Și iarăși găsim o imagine cu teoria personalității sau ăsta ar putea fi un răspuns. Acum, sigur, mai putem adăuga, eu în glumă sau mai serios, când mai am discuții de genul ăsta cu elevii, pentru că îmi permit libertate destul de mult la ore, deși, să spun, pentru publicul nostru predau în principal geografie, dar mai predau și altele, un picuț de germană, un picuț de inventică, mă rog, cerc de inventică, nu pot să spun că predau creativitate inventică, și mai ajung la discuții cu, sunt și diriginte cu elevii, și le zic mai în glumă, mai în serios, ce devenim noi în viață sau ce ajungem până la final, traiectoria vieții noastre este 90% noroc, 9% șansă și 1% baftă.
Sau varianta soft, asta e varianta dură. Da, bineînțeles că e glumeață cel puțin pe jumătate. E un joc de cuvinte aici, pentru că care e diferența între baftă, șansă, noroc, ai putea zice. Sau varianta soft este 90% noroc, pe care eu îl înțeleg mai ales partea născută, biologicul, e norocul cu genele cu care te-ai născut. Nu ți le-ai ales, le-ai primit. Asta e, atâta ești. 9% șansă. Ce ți s-a mai întâmplat în viață și n-a depins de tine, țara în care te-ai născut, timpurile, vremurile, oamenii cu care te-ai intersectat și așa mai departe. 0,9% baftă. Norocul ăla, chiar că ți-a picat la nu știu ce examen, la nu știu ce profesor sever, biletul potrivit pe care îl știai foarte bine. S-a mai fost dispus sau să invers? Faci compromisuri care altul nu a fost dispus să le facă? Da, asta ține mai degrabă de caracter care vine din părțile alelalte, de educație, de formare. Și 0,1% e inefabil. Adică lucruri nu știm să le zicem. Ca să las loc și pentru ceva care nu poate fi explicat, rostit. Și... Dar repet, sigur, poate fi văzut și ca o glumă că da. Să avem aici o emisiune de relaxată, bun, o discuție acum, relaxată. Chestiunea că expunerea asta a cauzalității nu eliminează foarte mult, în sensul că dacă mergem pe ideea că cineva este în cea mai mare parte sau parte considerabilă determinat de nature și n-ai ce face, domnule, ăsta e să zicem, sângele, ADN-ul omului, nu are rost să ne agităm. Eu cinem pe aia care au capabilități. Asta duce foarte repede în rasism. Nu sunt de acord cu asta, pentru că are rost să ne agităm pentru partea care nu vine de acolo. Da. Pentru că eu văd mai degrabă partea asta genetică și aici vorbesc ca un nespecialist clar, chit că profesorii fac, cum spuneam, psihologie generală, psihologia copilului, pedagogie și așa mai departe și alte discipline, plus după aia practică o viață întreagă. Eu am 35 de ani de învățământ, văd, am văzut mii de copii care au trecut prin fața ochilor mei, am interacționat. Profesorul, sau cum văd eu, genetica este mai degrabă ca o potențialitate pentru anumite lucruri, între niște marje. Și am să dau un exemplu simplu. Fundația unei clădiri. Dacă fac o fundație sănătoasă, beton, suficient de adâncă, calculată, mă rog, inginerii o calculează, pentru un zgârienor, mi trebuie o fundație clar, masivă, zdravănă, pentru că avem niște mii de tone de beton după aia deasupra, zgârie în oră, da, și oțel și toate celelalte. Eu pe fundația respectivă pot să construiesc zgârie în orul ăla, dacă am ce mai trebuie după aia, finanțe și tot ce-mi trebuie, dar pot să fac și un bordei pe ea, pe aceeași fundație. Nu i-am atins tot potențialul, el există acolo. Fundația permite construirea unui zgârie în oră. Am făcut un bol. Sau o casă cu etaj. Sau un bloc numai cu 5 etaje. Invers, dacă am o fundație, o șapă micuță acolo, care permite o casă cel mult cu mansardă, nu voi putea construi niciodată pe ea mai mult de atât. Pentru că ăla-i datul. Fundația ar fi biologicul, datul, ereditatea, cum am spus, în perspectiva asta psihologică. Și asta implică o risipă de resurse, pentru că n-ar fi nicio problemă să facem bordei pe o fundație de zgârie nori dacă ai resurse suficiente. Care e chestiunea? Duce și mult și puțin. Am mulți dintre noi, cred că suntem în situația asta. Eu, de exemplu, n-aș vrea să pară că mă laud, dar cred că aș fi putut să fac mai mult în viață. Cred că aș fi putut mai mult. Ei, și ajungem... Unele date permiteau să... Exact. Și acum ajungem la ce anume împinge pe undeva, ajută la partea aceea de nurture, să împingă lucrurile într-o anumită direcție. Să credească ceva care să funcționeze în acest sens. Și aș zice că avem pe undeva un fel de ochelar de cal că alocăm această activitate exclusiv școlii. Ar trebui poate da, să uităm un pic mai departe, să vedem că și cei care au trecut deja prin școală și nu mai au niciodată treabă cu ea sau au luat la capitolul că primesc o diplomă prin poștă, ar avea și eu, ar putea beneficia, ar putea să vină mai mult pentru societate dacă cumva ar putea fi cuplați, măcar pentru deplasare pe acea axă a capabilităților. În plus, mi apare o problemă mărișoară legată de o temă care iarăși este de neatins în ziua de astăzi la noi, economia de piață.
De ce ar fi de neatins? Pentru o atingem că, noi. Pornește de la presupunerea că averea, cât ai făcut, e de fapt o măsură bună a capabilității proprii. Și cei care au și averi absolut imense, care nici nu mai observă, nu mai înțeleg omul de rând, ar merita acel lucru. Trăiesc într-o bulă, ei intră într-o bulă de securitate a Bine, banilor. Că pot... Și eu, în tipul nostru de societate, bravo lor, chiar încercăm să-i apreciem. Și chiar au trecere multă cei care au... Da. Am mai spus chestiunea asta, cei care au multă avere. Averea este un proxy pentru capabilitate. Chiar dacă acea capabilitate s-ar putea să fie negativă. S-ar putea, ca să crească el, să coboare pe alții. Și multe strategii, probabil chiar așa fac. Iarăși ne întoarcem la Hamas, care, ca să ridice ei, să distrugă, să facă, țin 2 milioane de palestinieni în neagră mizerie. Eu chiar accept conceptul ăsta că orice soi de reușită în viață, că înseamnă să obții mai mulți bani, avere, că înseamnă să ajungi la putere, inclusiv politică, că înseamnă să manipulezi pe alții și să profiți de pe urma lor, sunt fel de reușite, nu toate sunt pozitive sau nu în aceeași măsură sau nu de aceeași natură, de aceeași factură. Dar e clar că omul ăla are niște capacități, chiar și unul care are o reușită să ajungă dictatorul unei țări sau să fie șeful unui sindicat criminal, da, de crimă organizată. Da. Omul ăla are capacitatea de a-i simți pe cei cu care interacționează, de a comunica, de a-i coordona, are un soi de capacități manageriale, dar să spunem. Dar le folosește spunem. Într-un mod le folosește societate. Prost, da, sigur, exact. Clar. Și atunci ar trebui să ne uităm mai mult la discuția, inclusiv la dreptul de proprietate, care spune, domnule, proprietate privată, nu ne legăm de el. În acest fel apar motivații să fie făcută proprietatea privată prin metode deloc morale. Pentru că odată ce te-ai trezit cu bani în casă, nu mai interesează iarăși pe mine. Iarăși discuția despre stimulente. Exact. În ce context sunt puse stimulentele, exact. Cum arată ele, ce urmărim de fapt prin acele stimulente. Și dacă stimulente. Mergem pe traseul lor, ar trebui să ne gândim cine anume definește stimulentele respective. Și ajungem probabil la cei care ajung să obțină putere politică. Dar care nu știu iarăși... dacă are, mă iertați, nu știu dacă are legătură cu economia de piață cât cu intervenția ulterioară sociopolitică a societății și a politicului care face exact. Intervențiile în redistribuirea ulterioară și în stabilirea cadrului de stimulente. Da, eu te stimulez pe tine să faci avere, dar nu te las să o faci oricum. Te stimulez să faci avere, dar nu să acumulezi oricât fără să redistribuim o parte din ea. Te taxez, cum ar veni. Noi o să primim imediat, bineînțeles, pentru că am vorbit așa ceva, eticheta de socialiști. Pentru că cine poate să spună, să exprime cuvântul redistribuire, e deja, a mâncat asup de la Marx. Da, cred că și cele mai antisocialiste societăți, poate Statele Unite ar fi un exemplu bun aici de societate capitalistă mai spre extrema, cealaltă axei între socialist și capitalism, au o doză de redistribuire. Toate societățile au exact. Un nivel de impozitare, exact. Poate exceptând paradisurile fiscale, unde taxele sunt minuscule. Da, și unde alte... trebuie presiunea altora. Exact. Bun, dar alea sunt niște excepții mici, localizate, dacă vorbim de grosul planetei, 99%, nu există capitalism pur fără okay. Fără o doză de redistribuire. Deci putem observa că un stat prin excelență axat pe individualism, pe economie de piață, pe capitalism, reușește să fie nu doar cât de cât să meargă, reușește să fie cel mai puternic din lume. Vorbim despre America, Statele Unite. Exact. Da. Okay. Deci ceva fac totuși diferit de alte state care au pornit în față cu privatizăm tot, individualismul este singurul care contează și are să iasă bine pentru că așa spune nu știu ce economist din școala austriacă. Adică peste straturile astea de privatizăm tot, că în America și resursele de subsol cumva sunt privatizate exact, față de Europa. Ei au mai adăugat niște straturi care cumva mai reglează. Americani fiind, Statele Unite nefiind nici ei vreun model de perfecțiune în privința asta. Nu, dar iarăși depinde ce măsurăm. Lungimea, volumul, greutatea... Nu știu, măsurătoarea e o problemă. Chiar și măsurătoarea... Exact. Măsurătoarea are o mare problemă că în momentul în care folosește măsură, acea măsură devine foarte repede neutilizabilă, pentru că se va găsi cineva cum să manipuleze măsurătoarea. Schimbă da. Ruleta, umblă cu o caua mică. Și așa ajungem că vin unii
extaziați să spună că suntem printre cei mai bogați din Europa și acum depășim toți europenii. Chestiune, să zicem, cel puțin naivă, chiar dacă vine de la o măsură care... pe care eu mai folosesc, da, sigur, fără pretenții de vreo rigoare academică sau care o folosesc în situații din astea când trebuie ajuns la o concluzie, cine e mai bun, cine e mai performant, unde este dată de unde ai vrea tu, unde ar vrea oamenii să trăiască, dacă vorbim de țări, da? Ai vrea să emigrezi în Coreea de Nord? Dacă sunt mulți care vor asta, aia ne arată că e ceva acolo, că nu știm noi să măsurăm ceva ăla. Că unii vor libertate, unii vor clima de acolo, alții vor peisajele, alții, bine, în Coreea de Nord nu prea am cunoștință să fie, de-aia am ales. Sau America versus Rusia. Poți să pui întrebarea asta foarte bine. În loc să te apuci să discuți despre PIB-ul pe cap de locuitor, despre inovația tehnologică, cum Dumnezeu măsoară, numărul de brevete scoase de americani, de și așa mai departe, și o mie și una de alți factori pe care îi poți măsura, e simplu. Unde emigrează lumea? Încotro se duc. De ce se duc aia acolo? Apropo, unde emigrează elevii de la Petru Iarăș? În vest. Am avut odată în urmă câțiva ani un elev, cred că era la clasa 10, la 11, așa, am avut o discuție extra curriculară în afara materiei. Deși cred că pornise de la ceva de geografie și era foarte încântat, făcea fizică, era olimpic la fizică la momentul ăla, era foarte încântat de un faimos laborator din Rusia, Dubna, laborator unde se făceau experimente de fizică, aveau și accelerator la vremea aia și aflase el de pe internet și l-am întrebat unde vrei să mergi la facultate, văzându-l foarte capabil și zice, mi-ar plăcea să studiez în Rusia ca să pot face la Dubna, la acceleratorul de acolo, să fac cercetări și m-am mirat așa și îi zic, dar de ce nu alte acceleratoare? Ai ăla care ciocnește hadroni la Geneva, Chicago, în America, în fine. De ce nu în Occident? Și venise el cu niște argumente pe care nu mi le mai amintesc, sar peste ani, a terminat facultatea, a mers la studii în Marea Britanie, unde este și acum, și a făcut doctorat, mai știu la ce facultate britanică, dar pentru la 12 mi-aduc aminte că am reluat discuția și l-am întrebat, dar nu mai vrei să pleci în Rusia? Nu știu, zice, nu, că între timp m-am mai interesat și eu care-i treaba pe acolo, cum e viața și nu. Adică, da, era o perspectivă naivă că auzise el de chestia aia și i se păruse lui interesantă. Asta nu înseamnă că Rusia n-a fost o forță în cercetarea științifică la un moment dat, în ultimii ani, mi se pare mie că nu mai e așa de... ce a fost cândva, nu le-a reușit nici lansarea către lună, ultima misiune recentă, au alte probleme, în fine. Nu vreau să divagăm prea mult, să rămânem la cauzele atitudinii oamenilor. Sau... Păi, o cauză am putea estima chiar aici, pentru stimulentele perverse. Da. Deci există un număr de elevi foarte capabili, care trag foarte tare și învață foarte bine, pentru că se automotivează. Nu trebuie să tragi de ei să învețe neapărat, ei se duc și învață pentru că trag să obțină o poziție care să facă foarte mult în vest. Da, dar în ce măsură e auto asta? Noi în pedagogie o numim motivație intrinsecă, cea care vine din interiorul tău. Motivație intrinsecă, pură, dacă stăm și ne gândim, nu prea există, pentru că zici, sunt motivat să învăț ceva că sunt curios. Și zice din interiorul minții tale curiozitatea, da? Sau sufletul, dacă cinva prefer. Poate fie și cea extrinsecă a obținerii unei... Dar aici ai automotivare, de fapt, el știe că ajunge la ceva extrinsec. Ok. Deci, domnule Malar, deci putem să extindem domeniul celor care învață la cei care se automotivează și cei care sunt motivați de obținerea unor poziții foarte ridicate. Avantajoase. Financiar. Chiar dacă nu țin neapărat și ușor să contribuie la și o bună seară umanității. Nu e obligatoriu. Elementul comun însă este pleacă în vest. Deci, da, categoric. Nu, categoric. Deci, vă și spun țările care sunt predominante în ultimii ani de absolvenți de RRC. A fost Marea Britanie, după Brexit a mai scăzut pentru că s-au schimbat condițiile financiare pentru studenți acolo, erau foarte avantajoase. A fost și rămâne Olanda, au mai fost cazuri Danemarca, foarte puțin Germania pentru că e și bariera de limbă în Germania, deci sunt universități care te primesc în primul an, face engleză și germana intensiv și rare și studiază germană ca opțional, predau eu
prima limbă engleză, a doua franceză, deci mai greu cu germana. Și dorință la mulți elevi peste ocean, în Statele Unite, pentru că topurile acolo sunt Harvard, MIT și Stanford și toată pleiada de universități, dar America e scumpă. America, chiar vorbeam recent cu un absolvent, sau astă vară am vorbit, dacă l-am întrebat, n-ai fi vrut să pleci peste ocean? Ba da, am vrut, am vorbit cu părinții mei, dar costurile erau de zeci de mii de dolari pe an. Chiar dacă primeam o bursă, costul pentru restul vieții și restul școlarizării, bursa nu acoperea tot, erau prea mari și nu și-au permis părinții și am ales Europa, numai Olanda, cred că nu mai știu cazul. Păstrez foarte bine legătura cu mulți elevi, cu mulți absolvenți de Rareș. Da, dar putem să încercăm să ne uităm să descoperim de ce nu există stimulente pentru ridicarea la nivel înalt a mediei. Pentru că cei ridicați la nivel înalt pur și simplu pleacă, nu mai contribuie la sistem. Deci în sistem, în cadrul sistemului, care în lipsa unei ghidări tinde să fie extractiv, se uită să avanseze pe cei de la care poate extrage ceva. În general, cei care vin mai aproape, mai trimit niște bani la părinți, poate facem cu ei construcții, ceva după posibilitățile noastre. Păi cine face stimulentele? Legislația din educație. România e educată. Cine o face? Exact. O face clasa politică. Exact. Clasa politică are stimulente să-și dorească o țară educată, o populație educată? Exact. Are stimulente asta? Exact. De unde vine stimul? Păi nu știu, bănuiesc că unii au mai mult, unii au mai puțin. Iarăși, da, în medie. Încerc să păstrez tot timpul discuțiile astea, să le scot din dihotomie, din alb și negru, să le duc în nuanțe, să le gradăm. Exact. Da? Toată lumea, de vina cei răi politicieni, dacă am avut politicieni buni, toată clasa politică rea, nu-i toată clasa politică. Noi suntem învățați să căutăm neapărat un vinovat. Și a fost discuția asta și în prima emisiune, că nu e deloc productiv de căutat vinovați. Depinde din ce perspectivă ne uităm. Juridic trebuie să cauți vinovați ca și trebuie, deci, să-i oprești și să arăți restului societății, trebuie, nu mai faci ce pățești. În ce măsură sistemul juridic chiar funcționează asta în sensul pozitiv, e altă problemă. Tot, altă tot e legat cu totul. Da, și da, păi asta am spus, de asta ne vom întinde probabil numai cu temele care am pornit acum, da, multe emisiuni acum înainte. Foarte bine. Dacă pentru că lucrurile sunt mult mai alambicate decât par la prima vedere și... Ce concluzie putem trage de aici? Că pur și simplu este imposibil pentru oricine, indiferent cât de capabil sau educat sau pregătit sau motivat ar fi, să înțeleagă totul. E mult prea complicat, depășește ce poate duce, ce purtăm pe umeri. Da, și asta ce ar însemna? Ar însemna să lucreze în echipe, care să știe să colaboreze, și mi-e teamă că noi românii e o cultură a colaborării destul, exact, de slăbuțe. Nu avem de, așa ceva din motive mai istorice. Mai degrabă o cultură individualistă, sectară, așa, fiecare exact, cu exact. Grupulețul lui, cu bisericuța lui. Și mai povestesc și de ce se ajunge situația asta. Ei, dacă ne uităm la americani, de ce o duc ei foarte bine, putem vedea că la ei există o cultură foarte cooperativă. Și ar mai fi ceva, un fenomen pe care îl observ de multă vreme în Rareș, care, repet, e un liceu de elită. Dintr-un liceu care are și altele din aceeași categorie, ar trebui să iasă elitele țării, care fac legi, care iau decizii. Da? Mă uit la majoritatea copiilor, sunt îndrumați de familii, bănuiesc, sau așa constată ei, spre specializare, spre expertize. Deci noi scoatem experți. Medici, viitori medici foarte buni, viitori ingineri, viitori programatori, viitori juriști, viitori ce doriți, da? Pentru că are o gamă largă de specializări posibile, psihologi, polițiști, orice. Și, dar nu generaliști. Și cineva care să ia deciziile astea, să înțeleagă, să vadă imaginea de ansamblu a problematicii și să și priceapă dialogul, nu să fie expert în toate, să colaboreze cu echipe de experți și să înțeleagă limba fiecăruia și să o traducă celuilalt și să-i coordoneze ca un dirijor de orchestră. Aici trebuie generaliști. Ceea ce nu știu dacă școala românească scoate, Rareșul nu prea scoate generaliști. Nu știu dacă ăsta. Poate măcar să scoate. Adică nu, nici nu știu nu dacă nici măcar poate. Nu e treaba școlii. Și ajungem tot asta la e treaba societății. Și ajungem tot la stimulente, dar trebuie să ne apropiem de un final. De e exact. Și mulțumim rămâne pentru altă discuție. Dată. Ce am mai găsit pe aici, mai discutăm data viitoare. Mulțumim pentru că v-ați uitat la noi. Cu drag, mulțumesc. Dacă va fi o dată viitoare. Revo.